Conform datelor statistice, în Republica Moldova trăiesc peste 100.000 de persoane care poartă numele de Mihai sau Mihail. Astăzi însă unul singur primește o surpriză din partea persoanelor apropiate. Mihail din satul Zaim, cel care poartă mândru numele de familie Balan. Să trăiască numele, să trăiască omul, să trăiască Mihail cel Mare! Casa domnului Mihail cel Mare. Da. Mihai Viteazu. Da, e adevărat. Da, hai noi să-l aplaudăm pe cel care astăzi merită. Dragii noștri oaspeți, eu vă felicit că cunoașteți o astfel de persoană. Ne bucurăm foarte mult că în familia noastră există o astfel de persoană. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a îndrumat atunci când am fost puși la cumpănă să alegem o pereche de oameni care să ne ducă mai departe faima și ei să ne ghideze familia. Astăzi am venit să îmbrățișăm sufletelul și să-ți mulțumim foarte mult că sunteți atât. Mai că m-am batat. Da, e adevărat! Mulțumim că ești un bărbat adevărat. Adică? Mulțumim că sunteți un familist adevărat. Mulțumim că sunteți un tată devotat. Astăzi venim să spunem mulțumesc că în ziua anunții noastre ați fost aproape de noi, tu împreună cu soția dumneavoastră. Așa! Cu drag pentru domnul Mihai Viteazu! Cu drag pentru doamna Natalia, cu drag pentru Nicoleta și Cristi, din partea... Din partea cui? Din partea Angela. Angela, Ion, Ionică, Dumitru și Victoraș! Bravo! Să trăiască nașul! Să fie el dulce, caramelizat și un pic de tărie aici. Să trăiască doamna Natalia, care este bijuteria familiei Balan. Mulțumim celor care ne-au sfătuit să vă luăm de naș, căci a fost cea mai bună alegere în această calitate. Vă să trăim, să înflorim și să aveți grijă de domnul Mihai! Să aveți grijă! Fără o așa femeie, fără o așa femeie, nu ar exista un astfel de bărbat. Numai decât. Să trăiască, mult să trăiască, la mult să Nanu Mihai cu nana Natalia mari, să crească familia, să se îmbogățească, să fie oameni cu minți alături de ei. Mulțumesc că n-ați uitat de această zi importantă din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați purtat respectul. N-ați uitat de această zi. De ziua aceasta n-ați uitat de noi și vă mulțumesc din suflet pentru așa cadou frumos neașteptat.